Nu știu la voi în localitate, dar în București este o vreme foarte, foarte frumoasă, este foarte plăcut afară și sper să rămână așa, dar cu siguranță vor veni câteva zile ploioase, sper doar să nu mai vină ninsoare, dar deocamdată este foarte bine și m-am gândit să fac un videoclip cumva pe această temă, un videoclip pe care m-am gândit să-l denumesc esențiale de primăvară, adică produse pe care eu vreau să le folosesc în perioada aceasta și vreau să vi le arăt și vouă și vreau să-mi spuneți și voi în comentarii ce produse vreți să folosiți, dacă vreți să folosiți alte texturi, dacă vreți să încercați ceva nou, vreau să discutăm acolo în comentarii pe acest subiect. Și da, știu, sunt îmbrăcată în negru, chiar dacă vorbim de primăvară de culoare, eu am pe mine o bluză neagră, dar am încercat să adaug o pată de culoare cu acești gercei, cu rujul și cu oja, o să le menționez un pic mai încolo, o să vă spun ce port și pe unghii și pe buze. Da, haideți să începem. M-am decis să fac ceva schimbări la partea de îngrijirea tenului și chiar simt nevoia să folosesc și alte produse, să încerc și altceva. Și am început cu loțiunea tonică. Am primit loțiune tonică de la Pixi. V-am arătat pe Instagram, pe Stories, că am primit ceva de la Pixi. Și de când le-am primit, am început să le folosesc. Bine, am primit 3 loțiuni tonice, dar nu le folosesc pe toate, folosesc una singură. Mai exact, am început să folosesc pe aceasta cu retinol. Se numește Retinol Tonic, este cu retinol și floare de iasomie. Dar am și Glow Tonic, este un produs ultra faimos de la Pixi, cred că măcar ați auzit, dacă nu l-ați încercat, măcar ați auzit de el sau l-ați văzut pe undeva. Glow Tonic, care are 5% acid glicolic, și am și Rose Tonic, este cu trandafir și Edelflower, am uitat ce este, dar o să caut eu și vă las pe ecran. Acesta este pentru hrănirea tenului. Așa că am început pe partea de skincare, am început cu o loțiune tonică nouă pe care până acum nu am folosit-o. Și o folosesc, cred că de vreo 2 săptămâni. V-aș recomanda-o dacă vreți să încercați și altceva. V-aș recomanda produsele Pixi. Le găsiți pe acestea și în Sephora, așa că nu este nicio problemă. Și chiar găsiți variantele acestea micuțe de 100 de ml. Niște variante destul de ok, a spune eu, pentru că poți să încerci produsul și poți să-ți faci o părere. Dar dacă nu îți place, n-ai o cantitate foarte, foarte mare încât să zici, băi, nu se mai termină și nu-mi place și nu vreau să-l arunc, dar nu știu ce să fac cu el. Înțelegeți la ce mă refer. Da, am vrut să schimb. Toată iarna am folosit o loțiune tonică hidratantă, super bună, mi-a plăcut foarte mult, cea de la Bioderma, dar acum nu mai este cazul, tenul meu nu mai este chiar atât de deshidratat, nu mai este nici uscat, așa că pot să folosesc și alte chestii. Primul pas, loțiunea tonică, Pixi, eu vă recomand, sunt încântată momentan de produse. De fapt, de acest produs, că pe aceștia două încă nu le-am desfăcut. Hai mai departe, că mai am. La capitolul skincare am și am o comandă pe care am plasat-o pe site-ul Paula's Choice, România. Știu de brandul acesta de foarte multă vreme, știu de la youtuberii din afară și vorbeau despre Paula's Choice și vorbeau de bine și lăudau produsele și mereu mi-am dorit să încerc și eu ceva. Doar că la noi nu se găseau produsele și au apărut totuși la un moment dat, dar era, nu știu, era foarte complicat să-ți faci o comandă, trebuia să plătești prin transfer bancar. Asta se întâmplă acum foarte mulți ani, nu eram pe YouTube, nici nu mă apucasem, nici nu mă gândeam că o să mă apuc de YouTube. Dar uite că a venit momentul, în 2019, să încerc și eu produse Paula's Choice. Și ce am făcut? Pentru că nu știam ce să aleg, nu știam cum o să mă înțeleg cu produsele, mi-am cumpărat mostre, pentru că vă puteți cumpăra și mostre de pe site-ul Paula's Choice. Nu au mostre pentru toate produsele, dar au pentru majoritatea și mi-am luat vreo 10 mostre să tot încerc produse. Costă 4 lei mostra. Acum nu știu ce să zic, dacă este ok sau dacă este scump, dar având în vedere că un produs full size costă peste 100 de lei, peste 150, depinde ce alegeți, o mostră 4 lei este chiar ok. Au venit frumos împachetate în această cutie și pe aici sunt niște, nu știu, fiermișori de ăștia din celuloză. Și haideți să vă arăt ce mi-am luat. Eram foarte curioasă de cremele cu SPF. Am una pe care o folosesc și care îmi place foarte mult. Nu este de la Paula's Choice, este de la un alt brand și o să vi-o arăt imediat. Îmi place foarte mult, dar am vrut să încerc și Paula's Choice și vreau să văd care cum funcționează mai bine. Faza este că trebuie să purtăm SPF tot timpul anului, nu doar primăvara și vara. Trebuie să purtăm non-stop, asta este dacă vrem să avem un ten frumos, care să nu îmbătrânească prematur și fără pete pigmentare. Recunosc, uneori iarna mă bazez pe SPF-ul din fondul de ten,
pentru că sunt zile de alea mai întunecate, mai mohorâte și zic, a, e ok și așa, dar nu e chiar ok, așa că trebuie să ne căutăm o cremă bună pe care să ne bazăm, care să ni se potrivească. Și da, trebuie să căutăm, luați mostre, cereți mostre prin magazine și încercați fel și fel de creme și abia apoi vă alegeți produsul care vi se potrivește. Pentru că dacă nu vi se potrivește, ok, ți-ai luat o cremă cu SPF și o ai acolo în dulap și zici, a, trebuie să aplic și SPF-ul, dar crema asta este prea unsuroasă, prea uleioasă, îmi încarcă prea mult tenul, las o peliculă albicioasă, nu se așează bine machiajul și da, trebuie să căutăm, să căutăm până găsim acea cremă care ni se potrivește perfect. Și nu vă zgârciți la bani, cel puțin nu la acest capitol. Asta este părerea mea cel puțin. Așa că haide să trecem la cremele pe care mi le-am luat la sample-urile de la Paula's Choice. Și apropo de SPF, în o mică paranteză, am făcut acum vreo 2 ani, cred, un videoclip pe tema aceasta. Eram mai la început și un pic așa mai în fața camerei, dar informația este încă valabilă și vă las link pe ecran să-l vedeți. Și să aflați mai multe informații despre ce înseamnă cremă cu SPF, ce înseamnă factor 30-50, ce înseamnă UVA, UVB, toate aceste informații le-am adunat de pe aici pe acolo și le-am pus pe toate într-un videoclip. Ok, mostrele. Din gama Resist am un tratament cu 2% BHA, este cu acid salicilic, Daily Pore Refining Treatment. Mi s-a părut ceva interesant, am probleme, am porii super dilatați și încărcați de obicei. Am și o mască, este la fel Pore Clarifying pentru curățarea porilor, este cu cărbune. Toate produsele sunt pentru tenul mixt și gras, nu am nimic pentru tenul normal sau uscat. De fapt, cred că nu am nimic, parcă n-am luat din zona asta, am căutat. Site-ul este foarte ok conceput și puteți să găsiți foarte ușor produse în funcție de problema pe care o aveți. Bun, din gama Skin Balancing am luat un serum super antioxidant cu retinol. Am vrut să încerc și retinolul de la Paula's Choice. Am încă o mască, uite, asta este pentru tenul normal și uscat, este o mască hidratantă. Din gama Resist am un serum cu retinol, este anti-rid, pentru că, hei, aproape 35 de ani, deci trebuie să ai grijă și de riduri. Am, iar, uite, pentru tenul normal și uscat, tot cu retinol, asta m-a determinat să iau, că este cu retinol, este o cremă, da, este o cremă hidratantă cu retinol. O cremă cu SPF, SPF 30, Ultra Sheer Daily Defense, cu antioxidanți, este pentru tenul mic și gras. Din gama Calm, Redness Relief, SPF 30, Mineral Moisturizer, pentru tenul normal și normal și gras. Cu SPF 50, am găsit ceva și cu SPF 50, din gama Resist, este o cremă cu antioxidanți și cu extracte din plante. Și tot din gama Resist, Super Light Daily Wrinkle Defense, Broad Spectrum SPF 30, Normal Oily Combination cu antioxidant și resveratrol. Ok, da, acestea sunt cremele, sample-urile pe care mi le-am luat. Sunt foarte, foarte așa nerăbdătoare să le folosesc. O să încep cu cremele cu SPF și o să vedeți aceste sample-uri, pliculețele, o să le vedeți în empties și o să am grijă să-mi notez la fiecare produs în parte cum mi s-a părut și dacă mi-a plăcut sau. Pentru că dintr-un astfel de sample îți poți forma cât de cât o părere dacă îți place crema, dacă intră în piele, dacă rămâne la suprafață, dacă lasă peliculă sau nu. Poți să-ți faci cât de cât o idee. O altă cremă cu SPF pe care o folosesc și care v-am zis că îmi place foarte mult. Am tot așa un sample, dar mi-am comandat varianta full size. Încă n-a sosit comanda, dar o să vină zilele acestea. Dar vă arăt sample-ul, pentru că acest sample m-a convins să îmi cumpăr varianta full size. Este vorba despre un produs de la Academy. Are SPF 50, protecție UVA, UVB, anti-pollution. Este o cremă super bună, deci crema asta cu SPF este wow. Prima dată când am scos din sample-ul ăsta puțină cremă, am zis, a, e clar, crema aia clasică, albă, care lasă peliculă, lasă tenul gras, unsuros și peste care machiajul o să arate horror. Nu, este wow, intră imediat în piele, nu lasă niciun fel de peliculă, nu-ți lasă tenul albicios, machiajul stă, se așează fără probleme, nu influențează deloc rezistența machiajului sau felul în care se
așează fondul de ten. Și am cam terminat cu îngrijirea tenului. Cam acestea sunt noutățile, să zic așa, pe care le am. Adică vreau să încerc chestii de la Paula's Choice, mi-am luat ceva de la Academy și am introdus în rutina mea de îngrijire câteva produse. Exagerez, un singur produs de la Pixi, deși am câteva, folosesc momentan un singur produs, că nu pot să folosesc toate loțiunile tonice deodată. Bun, trec la partea de îngrijirea corpului. Am aici o cremă pe care vreau să vi-o arăt. A venit căldura cât de cât. Oricum, o să fie din ce în ce mai cald, chiar dacă vor mai fi zile ploioase, o să fie din ce în ce mai cald. Și știu, mereu vorbim despre creme de corp, să ne dăm cu cremă pe corp, etc., etc., dar hai să fim serioase, de câte ori ne dăm cu cremă pe corp, pentru că nu prea ne dăm. Pentru că, da, ori nu avem timp, ori crema trebuie să intre în piele, ori e complicat că lasă și peliculă unsuroasă și se lipesc hainele. Uite, am găsit o cremă care vine cu pompiță, în primul și în primul rând. E foarte ușor de pac-pac aplicat. Nu lasă deloc peliculă greasă, unsuroasă, intră imediat în piele și hidratează. Acum depinde cum este pielea voastră pe corp, pentru că dacă o aveți foarte, foarte uscată, s-ar putea să nu fie suficientă crema asta și să vă trebuiască altceva. Dar o să discutăm într-un alt videoclip mai multe despre cremele de corp. Dar acum vreau să vă arăt o cremă de corp pe care am folosit-o mai mult de jumătate. Este aceasta din Zara Home. Am varianta Pure Gardenia. Este o cremă pentru corp și mâini. Crema asta, când o aplici, am aplicat puțin în palmă, când o aplici, se transformă, încerc să o dau la o parte, se transformă așa, parcă este apă. Are o consistență foarte, foarte, foarte ușoară, imediat intră în piele, nu lasă pelicula aia grasă, unsuroasă, nu e lipicioasă și miroase foarte, foarte bine. E o cremă bună de folosit, mai ales acum că vine căldura și nu vrem ceva așa super gras, super unctuos, lipicios. Vrem ceva lejer, dar care să ne dea așa o senzație de bine pe corp. Ok, am terminat cu crema și trec la partea de make-up și o să încep cu niște fonduri de ten. O să vă arăt două produse pe care le am și o să vă arăt și un produs pe care nu îl am, care a apărut recent pe piață, dar vă las pe ecran fotografie. Un fond de ten care cred că o să fie în locul acestui fond de ten de la Rimmel London, Wake Me Up. Acesta este unul dintre preferatele mele, știți că l-am tot folosit și tot lăudat, pentru că da, mie îmi place foarte mult și mă înțeleg bine cu el. Este un fond de ten cu un finish luminos și tenul arată foarte bine, este așa, pare odihnit când îmi aplic acest produs pe față. Mai am puțin, o să-l termin și o să folosesc în continuare fondul de ten de la Trendy Tap, 2-in-1 Camu. I-am făcut un review, v-am zis că îmi place foarte mult, îmi place că este ușor, arată bine pe față, arată proaspăt, arată fresh. Este primăvară, nu mai vreau să-mi pun pe față fonduri de ten super, super grele, care să arate așa, nu neapărat ca o mască, dar care să arate greu pe față, vreau ceva ușor, lejer, plus că nu am ce să acopăr mare lucru, adică tenul meu este cât de cât ok, așa că da, o să merg pe aceste fonduri de ten cu un finish mai natural, luminos. Și spuneam, în locul acestui fond de ten a apărut unul nou la Rimmel London, la fel are capac orange. Am uitat cum se numește, dar vă las pe ecran, că l-am văzut în DM și l-am văzut și în Cora, vă las pe ecran filmulețele pe care le-am făcut în magazine și aș vrea să mi-l cumpăr pe acela nou în locul acestuia, pentru că oricum n-am mai văzut Wake Me Up, am văzut doar nuanțe foarte, foarte închise, dar nuanțe deschise n-am mai văzut, deci este clar că acesta o să iasă de pe piață și intră cel nou și sper că este cel puțin la fel de bun ca Wake Me Up. Știți că mie îmi plac rujurile lichide cu finish mat, cam acestea sunt favoritele mele, dar am început ușor, ușor, pentru că am văzut că s-au schimbat puțin trendurile, să zic așa. Am început ușor, ușor să folosesc și rujuri lichide sau rujuri baton cu finish strălucitor, cu finish satinat. Și să vă spun sincer, chiar îmi plac foarte mult, arată foarte bine. Mai mult decât atât, îmi place să combin rujurile lichide cu finish mat, cu cele lucioase sau cu rujurile baton, să aplic peste un ruj mat, să aplic ori un gloss, ori un ruj baton cu un finish satinat. Două rujuri care îmi plac foarte mult, de fapt două rujuri, vă arăt două nuanțe, pentru că atât am aici în fața mea, dar am mai multe nuanțe. De la L'Oreal Color Rich Shine, aceste rujuri arată foarte bine purtate ca atare, arată foarte bine aplicate peste un ruj lichid cu finish mat. Am purtat nuanța 350, care se numește Insanation, ceva de genul acesta, este un roșu. Am purtat roșul acesta peste un ruj lichid de la Smashbox
și combinația a arătat foarte, foarte bine. La fel era un roșu foarte intens așa și combinația a arătat foarte bine. Cred că am purtat chiar într-un clip și am fost întrebată ce port pe buze, care arată frumos, și era rujul acesta aplicat peste un ruj lichid cu finish mat. Deci, aceste rujuri L'Oreal foarte drăguțe, rujurile lucioase, alte rujuri cu finish satinat pe care le mai am, de la Sephora, Cream Lip Shine, vă arăt aici nuanța numărul 10, dar am și alte nuanțe, îmi place formula, îmi place finish-ul, îmi place cum rezistă, cum se comportă rujul. Am inclus produsul acesta chiar în favorite, un alt produs inclus în favorite de la Rimmel London, Stay Satin. Aici am nuanța 430, o nuanță superbă, seamănă un pic cu ceea ce port pe unghii și pe buze cât de cât acum. La fel, finish satinat, dar se comportă foarte, foarte frumos. Vă recomand aceste rujuri. Sephora, Rimmel London fac o treabă super bună la capitolul rujuri, rujuri lichide și rujuri baton, nu doar lichide. Și am și un balsam de la Nivea, un balsam care m-a surprins într-un mod foarte, foarte plăcut. Nu mă așteptam să fie atât de pigmentat, atât de wow. Și astăzi pe buze am aplicat balsamul Nivea peste rujul lichid de la Too Faced în nuanța Bend & Snap. Și uite, o să mai aplic puțin, pentru că simt așa că mi s-au uscat cât de cât buzele și îmi place să-l aplic ca atare sau peste un ruj lichid cu finish mat sau peste un creion și arată foarte, foarte frumos. Și da, au început să-mi placă foarte mult aceste rujuri cu finish satinat, rujuri mai lucioase. Chiar cred că arată bine și zic eu că mă avantajează cât de cât. Da, trec la ce port pe unghii, pentru că v-am zis la început că o să menționez și Oja. Dacă o să vă gândiți la Opie sau la Morgan Taylor, vă gândiți bine, pentru că știți că îmi plac aceste branduri și că am foarte multe Oje de la Opie, dar, surprinzător, nu este Oje de la Opie. Îmi plac și alte Oje, dar înainte să-mi cumpăr alte Oje, mă uit în colecție să văd dacă nu cumva am nuanța deja. Dar n-am avut nuanța asta, așa că mi-am luat o Oje de la Astor. Nuanța 016 este un fel de magenta și mie îmi place foarte mult această nuanță și la farduri, și la rujuri, și la Oje, și la accesorii. Îmi place foarte mult nuanța, mi se potrivește destul de bine, zic eu. Și o altă Oje, tot de la Astor, dar o nuanță diferită, 014. Este un fel de corai care bate și un pic spre roz. Este o nuanță superbă de primăvară, vară, chiar este o nuanță foarte veselă. Două Oje, zic eu, potrivite. Bine, 016 magenta merge tot timpul anului, dar Oja asta chiar cred că strigă, între ghilimele, primăvară și vară. Și am terminat cu Ojele, am terminat cu partea de make-up, trec la parfumuri. Și vreau să vă arăt câteva parfumuri din colecția mea, care zic eu că merg foarte bine acum că a venit primăvara, este un pic mai cald și bine, o să mă exclud pe mine, că știți că eu sunt cu parfumurile alea super tari, puternice, de leșină toată lumea când trec așa. Dar sunt câteva parfumuri care merg acum în primăvară, dacă vreți ceva mai lejer. Sunt lejere după mirosul meu, că poate pentru voi sunt tot tari. Dar ăsta este mirosul meu, astea sunt gusturile mele. Vă îmi spuneți în comentarii ce parfumuri preferați primăvara. Eu o să încep cu unul de la Yves Rocher, Mon Evidence. Este apă de parfum. L-am primit cadou prin toamnă și mi s-a părut prea fresh, prea ușor pentru toamnă. Și am zis că o să-l păstrez pentru primăvară și cred că o să încep să-l folosesc. Miroase destul de bine, un pic ca trandafir. V-am zis, cred că l-am inclus în colecția mea de parfumuri și v-am zis că mi-aduce cumva așa un pic pe lângă, dar îmi aduce aminte de ceva de la Chanel și îmi păstrez părerea. Deci uite, un parfum Yves Rocher, lejer, frumos de purtat, de zi cu zi, care să nu îi deranjeze pe cei din jur. Așa zic eu că este parfumul ăsta de la Yves Rocher. Un alt parfum pe care l-am purtat cam toată iarna și o să vedeți că este purtat. Mi-a plăcut enorm de mult și o să-l includ și în niște favorite, dar vi-l arăt și acum, pentru că zic eu că merge în continuare și de primăvară. Este Paradise de la Oriflame. Deci uitați că mai am foarte puțin. L-am purtat pentru că mi-a plăcut. Mi s-a părut că miroase super, super bine și chiar dacă este mai lejer puțin, a mers și în iarnă. A mers destul de bine. Am fost întrebată de vreo câteva ori ce port și nu prea mi se întâmplă chestia asta, pentru că de obicei lumea știe că port Alien și nu mai întreabă nimeni, dar când am venit cu ceva nou, am fost întrebată, vai, dar ce porți? Și am zis Oriflame. Da, foarte mișto. Deci îmi place foarte mult, miroase
foarte frumos. Și acum un parfum care clar 100% este pentru primăvară. Și am văzut că a apărut ceva nou cu capac galben. L-am văzut în Sephora astăzi, că am fost prin Sephora. Se numește Daisy Love de la Marc Jacobs și am văzut acum în Sephora varianta Daisy Love Sunshine cu această floare pe galben și arăta atât de bine. Și mirosea un pic așa spre ceva mai citric. Așa l-am simțit eu. Dar oricum, Daisy Love este parfumul clasic pentru primăvară-vară. Toată lumea îl știe, toată lumea l-a încercat, cred. Măcar o dată l-ați mirosit pentru că este super faimos, este super lejer, ușor pentru acest anotimp. Vreau să mai experimentez un pic și la capitolul parfumuri, că prea am stat așa mulți ani de zile cu Alien, vreau să mai schimb foaia și numai bine că a venit primăvara, pot să experimentez cu aceste parfumuri pe care le am. Și gata, am încheiat, vreau părerea voastră în comentarii, vreau să-mi spuneți voi ce vreți să folosiți în această primăvară, ce rujuri, ce parfumuri, spuneți-mi acolo impresiile voastre și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media, Facebook, Instagram, cu ID-ul și KingQuest și până data viitoare v-am pupat, toate cele bune, la revedere!